Am o față și pisicii mi-au într-una. Nu știu ce s-a întâmplat astăzi, poate că nu le place ploaia. Blu afară. Azi dimineața m-am trezit și m-am uitat în oglindă. M-am uitat la burtă în oglindă și mi-am dat seama că nu mai am buric. Am început să râd de una singură în baie, pentru că eu, normal, am așa o gaură în buric destul de mare. Și gata, nu mai am, s-a terminat buricul meu. L-am chemat și pe soțul în baie să vadă, a început să râdă de mine. Zic, băi, mie mi se pare interesant, adică mi se pare chiar foarte comic faza să nu mai am buric. Acum, nu știu fiecare prin ce a trecut sau n-a trecut, dar pentru mine a fost totală faza asta, deci chiar m-a făcut să râd, deci m-am amuzat pe toată ziua astăzi, chiar chestia asta. Se întâmplă cam des aici, zici că suntem în filmele de groază. Deci, boah, acum încă e bine, dar acum 10 minute era în fața mea ceața, deci efectiv în fața mea. Și mai sunt așa momente. Am atâtea lucruri de făcut astăzi că mă doare capul. Am primit un colet și nu că se vede ciudat în spate la halat, mânecile îndoite. Am primit un colet din țară, deoarece am organizat un swap de Crăciun, o să vedeți voi cu cine, nu vă zic nimic. Și trebuie să-l deschid, deja am de ieri în casă și sunt foarte curioasă ce am. Iar astăzi m-am trezit întoarsă pe dos. M-am trezit dimineață, domne, deci cum stau. M-am trezit dimineață și îmi curgea sânge din nara aceasta, dar îmi curgea sânge și mă doare burta și mă simt foarte amețită și zic, nu se poate că eu eram bine, eu deja de o lună sunt chiar bine și mă enervează. Dar oricum sper să reușesc să filmez astăzi, dacă nu mâine, swap-ul, sper, pentru că vreau să văd ce e acolo înăuntru. Știu că e ceva de mâncare și am nevoie să văd ce mi-a trimis fata din țară, să nu zic așa, să nu zic numele. Sper să reușesc să fac astăzi clipul, Doamne, sper. De-aia m-am făcut repede un duș și am zis, mă pregătesc pentru că eram varză astăzi, deci eram chiar foarte varză astăzi, am vrut să merg la urgență. Până la urmă m-am răzgândit. Și da, aici este baia mea. Mi-aș cerut o grămadă dintre voi să fac turul băii. E mov, baia mea, lila, cu roz. O să vă fac și turul băii, dacă vreți. Mai încolo, mai încolo puțin. Am nevoie de mai multe lucruri în casă încă. Suntem de lună jumate în casa nouă și ne lipsesc lucruri. Tocmai ce am ajuns acasă. Astăzi a fost o zi foarte ciudată, pentru că m-am trezit foarte, foarte nașpa, foarte ciudat. Am deschis cutia swap-ului, deci uitați ce harababur am acolo. Am deschis jumătate din cutie, de fapt. Ia, după cum vedeți, sunt produse acolo. Iar jumătate din cutie am să o deschid acum și este o nebunie totală. Noroc că lucrurile sunt numerotate, noroc că lucrurile le-a pus cât de cât în ordine și mi-am dat seama de ordine că dacă nu, era groaznic. Și acum o să mă pun să filmez cealaltă jumătate, pentru că nu am avut efectiv timp. A trebuit să ieșim, eu mă gândeam că într-o oră o să filmez tot clipul, iar într-o oră am filmat decât din 39 de pachetele și de produse, am ajuns la 24 decât. Așa, ca să faceți o idee. Ce masaj primesc în timp ce fac vloguri. Bine, că nu primesc eu, nu sunt eu rolul principal, dar totuși. Bun, să trecem la treabă, îmi pun să filmez. Atenți ce ceață este, că nu se vede la 5 metri. Deci incredibil, lumea în mașina asta o să o pierdem. Să vedeți cum se pierde în ceață. Și nu-i strig, dacă am fi strig am înțelege. Totuși s-a prins orașul. Și simplu vin monștri. Zombi.
să mai avem mașină. Am avut o zi astăzi, demnă de un vlog, serios. Deci chiar nu știu de ce nu am filmat, pentru că s-a întâmplat o grămadă de peripeții. Chiar s-au întâmplat chestii. Cum avem și vecinii și să zică că și nebuna asta stă și vorbește cu telefonul. Bun, deci este a doua oară, mai puțin de o săptămână, când fac pană la mașină. Și nu-i făza că fac pană la mașină. Mi se sparge roata de la mașină. Deci știți ce? Să explodeze. Sâmbătă mi-a explodat roata stângă din față. Mergeam nu știu dacă am mers la vreo 50 de kilometri, 60 de unde stau eu. Și exact 10 kilometri înainte să ajung, aud pom pom pom, dau niște lovituri așa, zici că cineva îmi lovea mașina. Nu știu ce s-a întâmplat, eram singură în mașină și chiar nu știu ce s-a întâmplat. Ajung și acasă acum. Și nu, bine, nu e că m-a speriat. Da, m-a speriat. Dar faza e că am tras repede pe dreapta, am văzut așa un... Nu mă filmez pe mine. Am văzut așa un drum secundar și... Da. Îmi face doamna alarmă poze. Bun. Cum ziceam, am văzut un drum secundar, am tras pe dreapta, am intrat pe drumul ăla, am văzut că roata... Care roata era? Roata din față dreaptă. Roata din față dreaptă s-a spart, a fost gata de ea. Și ce să fac? Sun la macaraua asta sau cum doamne iartă-mă să spune, nu știu cum se zice la noi în România. Sun la asigurare ca să vină domnii să mă ia. Am stat cred că vreo oră la telefon. Deci a fost incredibil experiența mea de la telefon în sâmbătă aia. Am și cățulă în cap, deci e baștană, e frig. Oricum e frig aici. Bun, stăteam și povesteam, deci am dat la... Îi dedusem tipului respectiv, adresa, tot unde sunt și când mi-a cerut telefon, numărul de telefon ca să vină, nu știu cum se numește, grua aia, să vină după mine, mi-a spus cu ce prefix e telefonul, adică îți spun că sunt în Spania, îți spun strada tot și mă întreb prefixul, mă rog. Eram ceva gen, wow, unde am sunat? Între timp trec doi bicicliști și m-am întrebat ce am pățit, am zis, mi-a făcut pană, deci nu, și se uită unul și mi-a făcut pană, ți-a spart roata, zic, da, mi s-a spart roata, asta este. Și mi-a întrebat, zice, ai roata de rezervă, să-ți schimbăm noi roata. Știi cum am uitat la ei ca la felul 15, zic, roata de rezervă. Eu, nu știu, eu știu că aveam portbagajul plin de chestii și roata de rezervă, cum ar n-am. Bun, deci se pune aia doi acolo, deci eram în mijlocul pustietății, chestia cea mai înfricoșătoare era faptul că eu am fost... Aveam 10 km până la următorul sat, poate vreo 20 de km până la satul dinainte și nu era nimeni, nu trecea nicio mașină pe stradă, nimic. Nu, deci nici copaci nu erau pe unde eram eu. Să pun ăștia să-mi deschidă portbagajul, să îmi scoată cutiile, chestiile ce am pe acolo. Da, uite, era de rezervă și nu era de rezervă, era de asta permanentă care poți să o pui forever like. Bun. Bun. Am sunat la asigurare să nu mai trimite pe nimeni. S-au pus ăștia să-mi schimbe domnul biciclist, să-mi schimbe roata. Ca după care să-mi zică unul dintre ei, că era polițist, să fac bine să-mi schimb roțile, că sunt șterse, că sunt folosite, că sunt așa, mă rog, mi-a explicat la acolo. Habar nu prea am înțeles eu, zic, bun. Sâmbătă. Astăzi dimineață mă pun să merg iarăși departe. Noroc că l-am luat pe soțul cu mine, n-am fost singură. Și de data aceasta eram pe autostradă. Era o ceață, dar o ceață de aia de... Nu vedeai, cred că mașina trebuia să fie la 2 metri să o vezi. După aia, dacă se îndepărta, nu mai vedeai. Și exact înainte să ajung la destinație, la vreo... Tot așa, 10 km, pam, altă explozie. Nu știu dacă soțul s-a speriat, dar i-a spus soțului, nu te speria, eu știu ce e zgomotul ăsta, că am mai trecut prin asta. Trag pe dreapta, bine, data aceasta n-am mai avut un drum secundar pentru că eram pe autostradă și a trebuit să scoatem triunghiul, să punem, mă rog, să semnalizăm. Faza era că era prea multă ceață,
ne vedeau târziu mașinile și camioanele, deci treceau foarte aproape de noi, se mișca mașina, era incredibil. Noroc că a trecut, a venit o mașină de asta de reparat drumuri și ne-a pus să ne semnalizeze, s-a pus în spatele nostru cu o ramă de lumini, wow, zici că era pomul de Crăciun în spatele nostru, să ne semnalizeze. Și am așteptat doamna gruă, că nu știu care e termenul în românește, chiar nu știu, chestia care vine și ți ia mașina, ți-o pune pe plataformă și ți-o duce la atelier. Bun, ajung la atelier să-mi spună, da, ok, sigur, am roată pentru tine, cum eu nu aveam roată de rezervă, m-au întrebat dacă am roată de rezervă, chiar mă întreba domnul de la telefon, da, ai roată de rezervă, că poate să vină domnul să te ajute să schimbi roata și să nu mai trebuiască să duci mașina la atelier. Eu, da, am roată de rezervă, dar e spartă, pentru că sâmbătă am schimbat-o, deci nu mai înțelegeau nimic. Bun, era prea mare coincidența, de data aceasta mi s-a spart roata din față stângă. Și vine după mine, ne ia, ne duce, duce la atelier și spune, logic, a zis că deja dacă tot îmi aduce o roată, să-mi aducă două, adică roata de rezervă să o bag în portbagaj și să am alea două roți din față noi. Bun. Zice, da, sigur, mâine după masă, ceva de genul, zic, what? Nu, stai. De unde e atelierul până la mine acasă, sunt două sate, orașe diferite, n-am cum să merg acasă, n-am cum să vin, soțul meu are meci în seara asta, deci trebuia dus la meci, wow, era o chestie, nu se poate, te rog frumos, nu, fă ceva, spune, am sunat la alt atelier, la fel mi-au spus pe mâine, că din cauza Crăciunului, anului nou, mă rog, că nu lucrează atâta lume, faza e că am avut într-un fel noroc că a fost dimineață și că până la urmă mi-a rezolvat, ci că mi-au luat mai scumpă roată, 6 euro mai scumpă fiecare roată, nu știu dacă are logică, dar mă rog. Mi-au făcut rost undeva pe la ora 3, au fost foarte amabili, m-au adus acasă pe mine și pe soțul la când am lăsat mașina acolo la atelier. Undeva pe la ora 3 se presupune că le-au adus roțile, au venit la 5 jumate după noi acasă, ca să ne ducă să ne luăm mașina. Ca după aia să-mi spună mecanicul să-mi zică nu știu cât trebuie să-mi dai. Și mă întreb așa cu o față serios, deci chiar o să plec fără să-ți plătesc ca să vin mâine să vorbesc cu șeful tău, să-mi umfle factura sau, mă rog, nu știu. A fost o chestie chiar foarte ciudată pentru că eu mă așteptam să zic hai zi cât îți dau. Pe o roată, pe cealaltă mi-a spus că vezi că ți-am strâns mai tare volanul, că nu știu ce, că ți-am schimbat uleiul, că eu, wow, serios, super, câte lucruri mi-ai mai făcut, da. Mi-a făcut și mi-a aspirat și mașină, mă gândeam eu, dar mă rog. Ce-am plecat cu mașina, deci mi-a spus să vin mâine, așa, mi-a mers pe încredere cu mine, deci chiar, o știi că sunt YouTuber sau ceva, nu. Da, l-am lăsat pe soțul la fotbal, am venit acasă cu gândul serios, deci chiar, nu mi-a luat banii, tipul a zis că el nu umblă cu banii, să vin mâine, că o să fie șeful, după masă, dimineață, când o să vin. Am zis, dacă e de treabă și nu ia mulți bani, adică da, ok, știu cam cât ar fi o roată, mi-a spus cât e o roată, că urcă prețul, ok, dar să vedem cât îmi ia pentru că mi-a schimbat uleiul, că mi-a înșurubat volanul, că mi-a zis, a, nu ai simțit că se mișcă, zic, nu ai simțit că se mișcă, că nu stau cu volanul așa să-l trag spre mine, să simt eu că se mișcă din față în spate, ci pe lângă chestia asta, acum nu simt nicio diferență, mă rog. Dacă zic e că l-am șurubat pentru siguranța mea, nu e nicio problemă. Mi-a setat și ceasul, mi-a pus ceasul în regulă, că nu, ceasul meu deci nu arăta. Arăta, dacă era 9 dimineața, mi-arăta, cred că 5 după masă, ceva ce nu. Sau 7 după masă, trebuia să-i mai adaug eu 2 ore și să-mi imaginez că sunt 12 ore mai în față sau mai în spate. Era o chestie ciudată. Și nu știu ce, mi-a arătat acolo faza cu nivelul de ulei, că l-am întrebat eu ce și cum, mi-a arătat niște chestii de la, nu știu, de la roți, chestii ce l-am întrebat eu și cam atât, adică nu, sunt curioasă mâine ce factură o să-mi facă șeful lui la atelier. Sunt chiar foarte curioasă. Și pe lângă chestia asta, eu mai nou, bine, cam o grămadă de coșuri, după cum se vede, eu mai nou umplu cu căciulă și cu vestă, pentru că am devenit și la noi frigul de vreo 2 zile, nu pot să zic că e foarte frig. E frig dimineață când e ceață. Acum e ok și cam așa e burta mea. Nu știu cât de mare vi se pare vouă. Mie câteodată mi se pare imensă, sincer. Deci așa, ca să faceți o idee. Eu mai încerc să pun poze pe Instagram și pe Facebook să mi se vadă diferența.
Mie câteodată mi se pare uriașă burta, cel puțin când stau întinsă în pat sau când fac așa câte o mișcare bruscă, simt, uf, trebuie să respir, trebuie să respir. Dar dacă stau în picioare, dacă se activă, merg și vin, pot să zic că în fiecare zi mă opresc, mă trezesc dimineață, plec, vin și e chiar ok, deci nu mă simt, da, obosesc, nu dorm după masa, adorm repede când mă pun în pat seara, dar dacă cumva mă trezesc, m-am trezit aseară pe la 2 dimineața, pentru că am adormit cu televizorul deschis și era ceva, era filmul ăla cu inundația aia mare în Thailandia, nu mi-am amintesc cum se numește, chiar acum nu vine în minte. Și m-au trezit ăștia de la televizor că să-mi necau săraci și m-au zis și eu țipete și m-am trezit într-o zi. Ce s-a întâmplat? Deci după aia așa de greu a fost să adorm, că simțeam burta prea grea, nu puteam să mă pun pe partea dreaptă, că simțeam așa, că mi se duc toate mațele și uterul și copilul și tot mi se duce în partea dreaptă. Iar pe partea stângă era mai ok dacă mă puneam să dorm, dar eu nu pot să adorm pe partea stângă. Deci era o problemă dacă stau așa, drept. Dacă stau pe spate, nu pot să adorm, că simt că nu pot să respir. Pe burtă, logic, nu pot să dorm, că am burtă. A fost o noapte aseară incredibilă. Azi noapte. Până la urmă, cred că m-am adormit. Nu mai știu exact pe la cât, pentru că prefer să nu iau să mă uit la oră. Ai, să nu iau telefonul, să nu mă uit la ore, pentru că mă deprim eu singură. Și am adormit, iar pe când am adormit și am intrat în somnul adânc, îmi sună alarma. 7 dimineața și zic, nu se poate așa ceva. Dar bine, oricum, am mai amânat eu până la vreo 20 de minute și uite, trebuia să nici nu mă trezesc, că mi s-a explodat roata. Deci trebuia să nu mă trezesc, dar oricum, trebuia să stau acasă. Nu, deci îmi sună telefonul într-una, îmi sună Facebook într-una, ce aveți mai? Sunt băgată în tot felul de grupuri și comentez la o poză și după aia toate comentariile care vin după aia la poza respectivă, pam, îmi bombardează telefonul. Bun, ce am mai făcut zilele astea? Că nu v-am mai povestit multe. Nu mai am problemele alea de rău, grețuri cu sarcina. Chiar pot spune că o duc foarte bine. În continuare nu pot să mănânc pui, deci chiar nu pot să simt miros de pui, de rață, de curcan. Mă ia cu nașpa. Și o fiert. Deci nu cumva să simt eu miros sau o fiert că mă dau de pământ. Deci leșin, e incredibil faza cu ou și așa. Am în continuare pofte de ceapă, am pofte de vin să... Ai, vin să străluță. Bun, am pofte de ceapă, de fasole. De obicei, fasolea îmi place așa frecată, e incredibil. Am niște pofte foarte ciudate și pot spune că sunt ok. Am pe 10 ianuarie, am... Du-te, muscă mai încolo. Am și muște pe aici. Pe 10 ianuarie am ecografie și probabil o să ne spună dacă e băiat sau fată. Suntem foarte curioși, sper să se vadă. Deci chiar astăzi s-a întâmplat o chestie foarte interesantă, pentru că vorbeam cu tata la telefon și m-a întrebat, ce-i băiat sau fată? Zic, încă nu știm. De la care zice el, încă n-ați fost la magazin să alegeți. What? Deci a fost o chestie care e serios. Bun, deci da, încă n-am fost să alegem dacă e băiat sau fată, așa că nu știm ce o să fie. Și suntem foarte curioși și noi, pentru că am primit cadou niște hăinuțe total roz. Eu cumpăr hăinuțe albastre, am cumpărat un pătuț deja și a venit, mi-a dat doamna și pernuțele alea din jur împrejur, care sunt roz cu Hello Kitty și eu, wow, deci dacă o să fiu un băiat, săracul băiat, bun, să le vopsim în albastru. Nu contează. Și tu te muscă mai încolo, ce ai? Trebuie să dau drumul la pisici pe aici ca să mânhațe musca. Și ce să vă mai povestesc, cam atât. Se întâmplă lucruri, am zile foarte pline câteodată și nu... N-am timp să filmez, chiar zic, băi, filmez asta, filmez aia. Mă ia cu somnul deja. Și numai 6 seara. Chiar îmi cere lumea tot felul de clipuri. Uite, acum mi-am pus toate lucrurile din cutie în băi. Mi-am sortat și eu gelurile de duș, cam o tonă. Deci am foarte multe geluri de duș și eu mă spăl decât cu DAF, că așa mi-a venit mie. Fixul, timp ce sunt în zărcent, să mă spăl cu DAF, deci...
Am acolo o tonă de geluri de duș, creme de corp, chestii de genul. M-am gândit să fac turul băii, turul camerei. Dați-mi și voi idei ce ați vrea să vedeți. De moment, colecția de make-up și chestii de genul n-aș putea să o fac pentru că încă n-am găsit un loc unde să-mi țin machiajele. Am vrut să le țin aici în sufragerie, am o mobilă destul de drăguță. Să am trei rafturi chiar foarte ok. Dar nu pot, pentru că e foarte cald în sufragerie. Este chiar astăzi am vorbit cu cineva și ne-a spus că apa de aici din zonă are foarte mult calcar, așa. Și din cauza aia, încălzirea, cum este pe motorină centrala, merge la parter foarte bine, dar la etaj, mai slab. Și nu pot să țin, deci noi trebuie să avem undeva la 25 de grade jos ca să fie 20-21 de grade sus. Și prefer să-mi țin lucrurile sus, deci o să fac o schimbare totală, chiar am început să-mi schimb din lucruri, să-mi pun machiajele la mine în cameră sau în altă cameră și să-mi aduc din haine sau chestii aici jos, habar n-am, deci vreau să mă organizez, dar sunt în pană de idei cum și unde să pun lucrurile ca să-mi fie la îndemână, să-mi vină bine, să... Am haine peste tot! Am încă haine de bebeluș în pungi. Ai, incredibil, deci trebuie să mă organizez cumva, să fac ceva. Am vrut, am o vitrină aici așa cu mobilă, dacă se vede ceva de gen aici. Cu vitrină și m-am gândit, am pun eu creme, parfumuri, chestii, e prea cald aici ca să-mi țin cremele, deci chiar, nu e o idee bună și trebuie să-mi caut alte locuri sau, nu știu, barnam, să-mi caut alte chestii de pus aici, că ce-mi pune aici, nu să-mi pun ca și bunica la țară pahare în vitrină, nu știu, deci chiar dați-mi o idee ce aș putea să-mi pun eu în vitrină. De moment am două cutii cu biscuiți, una cu biscuiți și alta fără biscuiți. Am paharele de la nuntă, am buchetul de mireasă, am trei cutii goale, ce erau cu mostre, un șampon uscat de la Batiste. Cam asta am eu de moment acolo. Deci, și toate lucrurile care le-am primit în ultimul swap, care le-am făcut cu Cosmina, la fel le-am pus în mobila asta și totul se ia de aici să le folosesc. Și ce să mai pun? Deci chiar îmi zice soțul, ai atâta mobilă și e goală, deci nu pui nimic în ea. Păi nu știu ce să pun. Și lucrurile tot stau în cutii. Deci chiar habar nu am ce să pun.